Basme în limba română. Lumina albastră. A fost odată într-un mare regat îndepărtat un soldat pe nume Gregory. Dusese multe bătălii, aducând victorie și siguranță regatului. Loialitatea lui neclintită față de coroană era admirabilă. Greg, azi e ziua, ha? Da, nu-mi vine să cred că în final părăsesc armata. Dar corpul meu nu mai duce. Corpul său prezenta leziuni serioase și răni ce îl făceau incapabil să lupte și să se mai miște. Nimeni nu a arătat mai multă dedicare și loialitate față de rege, sir, că vei primi o recompensă însemnată pentru serviciile tale. Ha, 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 ha. Curând sosi timpul ca Gregory să-l întâlnească pe rege. Ah, Gregory, mi-ai servit bine în toți acești ani și sunt cu adevărat trist să văd că mă părăsești. La fel, regele meu. Ei bine, sper că ai o viață bună înainte. Ah, știi că ești pe cont propriu acum, nu? Scuze, alteță? Păi, din moment ce nu mai slujești, nu vei mai primi salariu, dar tu înțelegi asta. Ei bine, adio. Stai, înălțimea ta? Gregory era uluit. Se întorcea acasă profund îngândurat. Poate am înțeles greșit. Voi cere o audiență la rege mâine. Hei, ce faceți? E casa mea! Odată ce nu mai slujești regatul acestui loc, nu-ți mai aparține. Dar nu am unde să locuiesc. Unde voi merge? Nu-i problema noastră. Ce? Stai! Eu... ce să fac? Gregory era profund rănit. Slujit pe rege cu credință ani de zile. De ce se întâmplă asta? Și-a șters lacrimile și a plecat. Gregory era uluit și, fără să-și dea seama, s-a rătăcit în pădure. Oh, unde sunt? Locuiește cineva aici? Cabana aparținea unei haine vrăjitoare. Hei, pleacă de la cina mea! Îmi pare rău, dar deranja să-mi oferă acesta de post peste noapte și ceva de mâncare? În regulă! Chiar? În schimbul unei favori! Gregory accepta și vrăjitoarea l-a condus la o fântână adâncă, pe fundul căreia ardea o mică flacără albastră. Îmi trebuie acea flacără, dar sunt slăbită. Mi-o vei aduce? Desigur, am nevoie de o funie. Vrăjitoarea a pregătit una și Gregory a coborât ușor. Uf! Ești frumoasă. Mai durează? Vin! Se cățăra înapoi și a întins mâna spre ea. Ajută-mă! Dă-mi flacăra întâi! Ce? Nu! Întâi eu, apoi flacăra! A înfuriat-o pe vrăjitoare și a tăiat frânghia, aruncându-l pe Gregory în fântână. Cum mă îndrăznești? Ca pedeapsă! Poți sta acolo și să-mi dai lumina mâine! Uf, trebuie să mai fie o cale. Nu văd. O ramură? Voi folosi asta. Wow! Ce? Ce? Salut, stăpâne! Mă numesc Blau. Stăpân? Cine? Eu? Servesc pe oricine folosește flacăra. Îți voi îndeplini orice dorință. Ei bine, cu cele mai bune puteri magice ale mele. Wow! Păi, Blau, vreau să mă scoți din fântâna asta. În câteva clipe, Gregory a ieșit din fântâna întunecată și a pus a doua dorință pentru aur. Oh, Doamne! Ha, 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 ha. Altceva? Deocamdată nimic. Poți pleca. Cheamă-mă oricând vrei. Doar folosește flacăra. Gregory și-a amintit de rege, dar a decis să-l ierte. N-are rost să te gândești la trecut. Voi merge înainte. Așa că s-a dus în oraș și a mâncat bine. Dar n-a durat mult ca oamenii să-l recunoască. E cel pe care regele l-a abandonat. Ce rușine! Trebuie să fie destul de trist. N-aș vrea să fiu el. Of! Of! Credeam că am trecut peste asta, dar nu, trebuie să plătească. Blau! A chemat micul spirit. Dorința ta? Gregory deschise gura, dar nu știa ce să spună. Nu credea că regele îl va asculta, așa că a decis să adopte o abordare mai blândă. Blau, caut-o pe prințesa Sera și convinge-o să mă întâlnească. Blau s-a repezit prin aer și curând era în camerele prințesei. Salutări, prințesa Sera! Cine ești tu? Sunt spiritul flăcării albastre. Ai vrea să-l întâlnești pe stăpânul meu? Stăpânul tău? Blau i-a explicat totul Serei. Bietul Greg, cum a putut tata să-i facă asta? Bine, de acord. Du-mă la el, Blau. Invizibil pentru restul, Blau a condus-o pe Sera la Gregory. Bună, Greg! Prințesă! Oh, ce mult a trecut! Gregory și Sera se știau de ani de zile și el o plăcea foarte mult. Cei doi s-au așezat și au vorbit ore întregi, Sera întristându-se. Nu pot înțelege cum a putut fi tatăl meu așa crud. Nu-ți face griji, Greg. Voi găsi o cale de a-l face să înțeleagă. Ar trebui să pleci. E aproape dimineață. Blau, du-o pe Sera acasă, te rog. Desigur. Trimite-l pe Blau să mă ia mâine seară și voi avea noutăți. Sera s-a întors acasă, dar în tot palatul era hărmălaie. Du-te, Blau! Noapte bună, prințesă! Să vedem ce e în neregulă. Tată? Tată! Sera? Oh, copila mea! Unde ai fost? Am venit să-ți spun noapte bună, dar nu erai acolo. Oh, păi, o mică magie! Magie? Te-a răpit cineva folosind magie? Ce? Nu m-a răpit nimeni! Aha! Deci te-au amenințat să spui asta, așa e? Nu fi speriată, scumpa mea, Sera. Nu sunt! Uite, dacă nu asculți, lucrurile s-ar putea înrăutăți. Înrăutăți? Deci ce vor? Te răpesc iar? Ce? Data viitoare când vin, umpleți buzunarul cu mazăre. Va curge și va forma o dâră până unde ești dusă. Tată! Nu te teme, fiica mea! Te voi găsi și te voi salva. E bine... Poate asta e o modalitate să se întâlnească. Bine, tată! Așa că în acea noapte, când Blau a luat-o pe Sera cu el... Ce faci, prințesă? Ceva riscant, dar sper că bun. Ce ai făcut? E bine! Va veni aici? Tu vei vorbi. Dacă se întâmplă ceva rău, o voi rezolva. Majestatea sa crede că te-am răpit. Te vei relaxa? Sunt sigură că planul va funcționa genial. Dar n-a mers. Mazărea a fost culeasă și mâncată sau împrăștiată de copii și animale, derutând regele și soldații săi. Am pierdut o noapte întreagă. E în regulă. Ne vom gândi mâine la altă cale. Blau o ducea pe Sera acasă, trecând pe lângă soldați și rege pe drum. Te voi găsi și te voi salva. Când a venit dimineața, a dat buzna în camera lui Sera. Sera, scumpa mea fiică! Demonii ăia te-au înapoiat. Îmi pare așa rău că te-am găsit. Tată, Ascultă-mă! Gregory a fost cel care... Gregory! Gregory! Deci el a fost cel ce te-a luat, trădătorul ăla hain! Tată, nu as... În regulă, Sera, va fi pedepsit. Și cu asta, soldații au mărșăluit prin regat. L-au găsit pe Gregory și l-au târât departe. Trebuie să mă grăbesc. Gregory! Oh, nu! Am întârziat! Oh! Sera luă lumina albastră și se grăbi înapoi acasă. Gregory zăcea în închisoare, nenorocit. Acum am terminat. Regele mă va alunga sau, mai rău, loialitatea față de regat nu mi-a folosit la nimic. Nu! Spune asta! Prințesă, ce ai? Oh! Trebuie să-l facem pe rege să-și înțeleagă vina. Am alt plan. Dar... Ai încredere? Gregory l-a chemat pe Blau și cei doi au ascultat atenți planul Serei. Sunt pentru. Crezi că va funcționa? Pozitiv. Ne vedem afară. După un timp, au venit soldații și l-au adus pe Gregory afară la rege. Gregory, pentru acuzația de răpire a prințesei, fiica mea, vei fi pedepsit. Înainte să-mi îndeplinească pedepsa, alteța sa ar fi destul de amabil să-mi permită o ultimă favoare. Nu că ai merita asta. Ce este? Trebuie să aprind un chibrit. Fă-o! Gregory și-a aprins chibritul cu lumina albastră și imediat Blau a prins viață. Ihi! Uhu! Ce? Stai! Sera! Ce înseamnă asta? M-ai păcălit tot timpul ăsta? Tată, trebuie să ne asculți! Tăcere! Gregory, vei fi aspru pedepsit fără milă și Sera, vei fi închisă în camera ta până vei împlini 80 de ani. Wow! Bine! Blau, promiți că totul poate fi reparat iar? Desigur, înălțimea ta. Bine atunci, Greg? Blau, distruge! La porunca lui Gregory, Blau a invocat o bâtă uriașă și lovea cu ea de pământ. Ah. Ce? Loviturile străpungeau tot regatul, îngrozindu-l pe rege. Stop! Îmi distruge regatul! Regatul tău e format din oameni. Oameni loiali pe care i-ai rănit cu obiceiurile tale arogante. Îl vom cruța dacă ne asculți. Regele a cedat în final. Sera și Gregory l-au condus în jurul regatului, arătându-i oamenii și situațiile pe care le neglijase și le prejudiciase. L-a ascultat pe Gregory, spunându-i ce trădat se simțea. Regele a realizat ce nedrept și crud fusese. Îmi pare așa rău, Gregory. Chiar mi-ai servit bine în toți acești ani și pur și simplu te-am abandonat. Voi încerca să-mi repar greșelile. Sunt bine acum, maestate, căci și-am... lumina mea albastră pe Blau și Sera. Imediat după aceea, regele a ajuns la toți oamenii săi pe care îi neglijase și și-a ținut promisiunile ce le uitase. Încet și sigur, regatul devenea un loc fericit în adevăratul sens. Era chiar dificil înainte, nu-i așa? Dar e nevoie de curaj să asculți critici, să-ți înțelegi greșelile și să le corectezi. Păi, Blau a făcut tot posibilul. Îți mulțumesc, prințesă! Regele a devenit un conducător adevărat, pentru că doar cineva mereu curios și dornic să devină mai bun poate permite împrejurărilor și viitorului să prospere.